păzești și toate, frate, lasă nu turcar cu fânt. Casca nu ca în perete, capul face capul trage. Provere! Doamne, dacă știam că am spectator, păi m-am îmbrăcat și eu. Așa, bun, începem treaba? Dați-mi un motor și mie, domnul regizor. Dacă s-ar putea de... Hai mă, că mă almesc, că nu sunt nicio echipice. Începem și noi treaba, domnul. Am început-o. Da? Bun. Astăzi, dacă ne ajută Dumnezeu, să avem lumină, oameni înțelepți, nebuni, încercăm să dărâmăm proverbul conform. Conform căruia... un nebun aruncă o piatră și 10 înțelepți se aruncă după ea. Cam așa e, da? Deci apă vom lua de la sursă direct, fără intermediar. Zic eu că acest detaliu a fost rezolvat. Să zicem că eu sunt nebunul. Să zicem. Caut o piatră. Să nu spargi. Te spate spargi. Poate spargi. Aha. Și? O aruncăm. Chemăm 10 înțelepți. Hai, vă rog, lăsați roșie. Și înțelepte, și înțelepte, dați sub fustă la colege. Dați cu camera sub fustă la colege, că avem nevoie și de înțelepte. Așa? În câteva minute, dacă mă ajutați și pe mine pentru filmarea asta, că sunt obligat să depășesc ratingul de 0. Deci voi sunteți înțelepți. Dacă puteți să le pune focusați așa în mecleanul. Pune câteva întrebări. Trebuie să plec, n-am timp. Dar altfel te-ai aruncat, că ești dita mai înțeleptul. Nu vă pot răspunde la întrebare. Domnul Manțoc, care scrie cu pumci pe blog, e un înțelept. Vă vine să vă aruncați? Întreabă-l ceva, care e capitala Franței. Să verificăm că e capitala. Hai, domnule, că știe că e înțelept. La întâmplare? Tocmai s-a întâmplat la Franței. Nu, aceeași. Păi, capitala Romei ar fi, nu? Bun, deci... Da, gata, ne-am lămurit. Domnule, poate nu e apă suficientă? Sau stați acolo, domnul Andrei. Poate nu e apă suficientă, nu știu. Trebuie să... Deci, uitați, a venit și cu câinele care a luat... Ce de apă, că nu trebuie să fie apă. Păi în bantă, nu zicea, un copil... A, se urmă în bun! A, se poate asta să fie greșeală. Bun! Nu! Deci, aruncă o piatră, nu în bantă, da? În fântână. Tu aruncă o piatră în câine. Și înțelepții? Și 10 asociații de protecție bun. Animalele. O variantă s-a demonstrat, da? Hai să fie altul nebun, să-mi ducu. Păi eu chiar sunt nebun la mine. Ah, bun, hai. Păi chiar tu mai că nu trebuie să joci niciun rol. Ai fost nebun de calitate. Ești, da, să poate să fie prins camera că... Aruncă, dragul meu, o piatră. Aruncă o piatră de la rinichi. Aruncă o piatră. Nu, bun, hai, aruncă o piatră. Aruncă o piatră și 10 înțeles. Acum, fiind în rolul înțeleptului, normal eu ar trebui să fiu foarte tentat să mă arunc după piatra nebunului. Dar dacă băgăm sub piatra aia 100 de euro... Aici se termină filmarea noastră.